Hai să începem atunci. În primul rând, mulțumesc foarte mult că ați venit. Este a doua prezentare pe care o fac, dar este prima de anvergură asta. Se intitulează The JSON Architecture și este un architecture pattern for data-driven function program. Și este un nume foarte pompos, va spune că implementăm programarea funcțională în locul în care avem date stări care trebuie să persiste, cum ar fi UI-ul. Ok. Puteți să mă găsiți pe Twitter, GitHub, mail la Constantin. Sunt pasionat dacă vreți să vorbim despre Docker, despre management, despre automatizări. Și, cum am spus, acesta este a doua prezentare pe care o fac. Ok. Let the function thing speak. Ce este de JSON Architecture? Este un mod de a separa toate concernurile dintr-o aplicație, astfel încât să aibă sens din punct de vedere al calculatorului, nu din punct de vedere al omului care scrie codul. Le-am împărțit în felul următor. În transformat de date, în ecosistemul de JSON și după aceea în efect. Ecosistemul de JSON este destul de complex, nu știu dacă ați avut vreodată contact cu el, dar este compus din JSON data, JSON schema, JSON pointer, JSON patches. Am făcut ceva vreodată cu JSON? Cu lucrurile astea? Adică cu array-uri și cu map-uri? Nu, cu patch-uri, cu structuri de validare de obiecte de JSON, dacă de JSON și cu pointer în interiorul structurii de JSON. Ok, asta o să le explicez un pic mai acolo. Mai întâi o să abordăm transformările de date. Aici am o vedere detaliată pe care o să o revedem la sfârșitul prezentării despre ce înseamnă arhitectura de tip JSON. Transformările de date sunt formate din funcții pure, observables, care folosesc JSON pointer, care creează stream-uri și exportă JSON patch-uri. Avem un singur arbore de stare care stă în mijlocul aplicației și care primește patch-uri pentru a modifica această stare. Arborele sau de stare exportă pointer de tip JSON care formează o buclă între transformarea de date și arborele de stare. Ok, aș vrea să-mi puneți niște întrebări, pentru că nu prea mă descurc să merg liniar, ci mai degrabă improvizez pe parcurs. De dacă e ceva ce nu are sens, chiar vă rog foarte mult să spuneți, aia nu are sens, de ce? Nu are sens până acum, mă duce vorba la React și la state-ul exact. Lui și cum updatezi un state, îi dai un state nou care vine peste state-ul vechi. Până și JSON patch ca o specificație de update sau ce? Da. Nu? Exact. Seamănă foarte mult cu modelul Redux, ca idee m-am inspirat din Redux și CycleJS. Și este o combinație între cele două. Ok. Altceva sunt în partea dreaptă efectele. Nu efectele secundare, ci efecte. Orice aplicație scrisă trebuie să producă un efect. Fie că este un output, fie că este un UI, fie că este un request pe rețea. Efectele sunt compuse din JSON pointer, care se mapează pe structura de date, cu niște placeholder în care intră datele, și asta o să vorbim un pic acolo, cu niște funcții pure care procesează aceste placeholdere și după aia cu punctele de ieșire din sistem. DOM-ul, sashare-ul în cazul unui browser, sau request-ul sau network, sau IO. Ok. Hai să vorbim despre transformările de date. Orice program din lumea asta, orice software din lumea asta ne face decât un singur lucru. Transformă litere și cifre. Și numere, pardon. Deci that's it. Nu face nimic altceva. Faptul că noi dăm datelor o reprezentare și încercăm să le punem în obiecte și încercăm să le definim în cod astfel încât noi să ne înțelegem, pentru calculator nu are absolut niciun sens. Deci toate programele din lumea asta fac un singur lucru. String-uri și numere. Datele, transformările de date, nu trebuie să știe ce sunt datele. Transformările de date pot fi declarate. Pot să zic cum ajung din A în B, fără să am A-ul și B-ul, doar îl declar transformarea respectivă. Când o să am un A, o să pot să produc un B. OP-ul este un fel de căsătorie între date și transformări.
care ajunge la divorț, din păcate, pentru că cele două sunt incompatibile. Este foarte dureros, durează foarte mult și consumă foarte multe resurse să separi o aplicație scrisă în limbajul OOP, să-i separi structurile de date și transformările de date. A încercat cineva să facă așa ceva până acum? Despre care OOP vorbești? În general OOP. Tot OOP-ul. Ok, hai să luăm altfel. Da, ok, dăm un exemplu de aplicație și ce în aplicația respectivă, care una și care alta, ca să înțelegem mai bine. O aplicație care ce? Care... Unde ai componentele sau de care spuneai? Cu OOP-ul? Da, și să vedem într-un exemplu concret ce e una și ce alta și ce înseamnă să fie separată. Ok, orice aplicație în care datele sunt encapsulate într-o instanță a unui obiect, în care ai getter și setter, uh-huh. În care ai o mie de noduri în aplicația asta puse din obiecte, deci fiecare obiect, fiecare trebuie să interrelaționeze, entitatea user, care implementează o clasă, care dialoguează cu entitatea articole, care dialoguează cu entitatea comentarii, de exemplu, și fiecare trebuie să facă un schimb de date, de acțiuni. Un comentariu a fost submitat de către un user, trebuie să existe un dialog între cele două obiecte, de exemplu, la nivel de aplicație. Ok. Fiecare dintre obiectele astea menține o stare internă, pe care starea internă o sincronizează apoi cu o bază de date sau cu altceva, depinde ce. Ce propun este să separăm aceste lucruri. În principiu să lăsăm obiectele fără stare sau să lăsăm obiectele fără transformări de date. În principiu să elimin getter și setter-ii, să elimin starea de acolo și să rămână doar core-ul, ce face obiectul respectiv. Sunt imutabile, în sensul ăsta, nu? Ce, datele sau? Imutabile, în sensul că dacă vrei să schimbi ceva, dai un obiect nou, în sensul ăsta, spune? Ok, aici n-am explicat foarte bine. Dar, de fapt, la asta o să ajungem un pic mai încolo. În mijlocul aplicației este un singur arbore de stare care conține absolut toată starea din aplicație. Nu există niciun string, niciun număr, nicio variabilă în toată aplicația. Totul este stocat într-un singur loc, într-o structură de loc. Să ajungem bine. Ok, funcțiile pure. Aici am avut o foarte mare problemă, pentru că nu găseam o definiție foarte clară a ce înseamnă o funcție pură. Pe Wikipedia și pe multe forumuri am găsit funcția pură este acea funcție care nu are efecte secundare. Ok. Ce sunt efectele secundare? Efectele secundare sunt modificări ale stării globale. Mi-am pus întrebarea, ok, dar efectele secundare sunt niște lucruri detrimentale. Dar modificarea stării globale de cele mai multe ori e ceva foarte voit. Modific cu intenții pe declarație de cod. Așa cum am gândit, cum aș putea să definesc funcțiile pure, astfel încât să aibă mai mult sens din punct de vedere matematic, de acolo provin ele. O funcție pură trebuie să fie ca un atom, care nu poate fi divizată în alte funcții. Trebuie să fie plictisitoare, adică trebuie să aibă transparență referențială, să poate fi înlocuită cu tabelul de valori. Plictisitor înseamnă... Mă aștept de la ea să nu producă nicio variație, chiar dacă o apelez de un infinit de ori cu aceeași valoare. Mereu va produce aceeași chestie. Funcția pură trebuie să fie curry flavored function. A lucrat vreodată cineva cu curry-uri? Adică totul meu în programare funcțională. Cred că sunt cel mai nou din sala asta de programare funcțională. Fac cam de un an până acum. Dar, din punctul meu de vedere, o funcție pură trebuie să cunoască entropia datelor de intrare. Trebuie să aibă habar. Pentru că o funcție face transformări asupra unor date. Nu contează datele în sine, ci contează tipul datelor. Iar entropia poate fi parte din tipul unei date. Adică, avem... Ce avem? Un cursor, să zicem. În care avem arborele și avem o cale în interiorul arborului. Bine, asta e că n-am dat un exemplu. Putem începe până a explica ce înseamnă entropie. Ok. Entropia este cât haos există în, sau cât de mult variază datele de intrare. O funcție care are trei argumente de intrare
îi va aranja în ordinea în care ei variază din ce în ce mai mult. Argumentele care variază foarte puțin sunt la început, argumentele care variază foarte mult sunt la sfârșit. Asta deci contează? Contează pentru a putea face curing și pentru a determina care sunt funcțiile primare, care sunt argumentele primare și care sunt argumentele pe baza cărora trebuie să facă transformările. Și variază, te refer la domeniul de definiție a argumentului respectiv în funcție sau? În principiu, da. La domeniul de definiție a argumentului, dar mai degrabă a legăturii dintre argumente, care nu sunt aleatoare. Adică avem trei argumente și sunt alese pentru că reprezintă ceva. Și de obicei fiecare are o legătură cu celălalt argument. Sau măcar îl completează pentru a putea face transformările de date. Pentru a putea declara transformările. E, primul argument trebuie să aibă cea mai mică variațiune. Ultimul argument. Un bulean, de exemplu, nu? În ce? Un bulean sau chestii de genul ăsta. Nu. Mai degrabă, hai să dau un exemplu. Ok. O acțiune pe un array. Da? Vreau să fac un pop. Nu, un push. Asta conține mai mult. Vreau să fac un push. Bun. Acțiunea push are nevoie de un array și de un element ca să-l dau la cod. Am putea să punem prima dată elementul și după aia array-ul, am putea să punem array-ul sau elementul. Care variază mai mult? Elementul, exact. Putem să declarăm, ok, push into array A, adăugăm array-ul și după aia vom avea o funcție care orice push va întoarce o adăugare în array-ul inițial. Sau o funcție de add. Avem add între două numere, avem un add, bine că ăsta nu e un exemplu foarte bun, dar să zicem. Avem add 10, care add apelat cu 10, și după aia este o funcție care poate fi apelată de oricâte ori cu o nouă valoare. Nu știu, are sens? Întreb. Are sens, dar mi se pare un criteriu de design. În esență, nu este... Nu încalcă principiul fundamental de a fi o funcție. Sau nu e doar mai puțin dezirabilă din perspectiva programatorului. Înțeleg din perspectiva programării funcționale de ce e un beneficiu. Ca să funcțiile care să fie utile. Să încapsulezi parametrul pe care ai vrea să-l încapsulezi. Exact. Să generezi funcții parțiale sau speciale, nu știu, funcții partial. Partial application. Da. În Python am un modul de partial deja, da. Care face un pseudo carrying, s-au gândit și ei până la urmă. Dar până la urmă e vedea design, deci nu e esențial, în sensul că poți trăi și fără, e less convenient. Nu e fundamental, mi se pare. Ok, am înțeles. Cred că supraîncarci un pic termenul de funcție pură, că funcție pură înseamnă doar funcție matematică. Pentru oricare da. Se există în domeniul de definiție, ai totdeauna același y ca rezultat. Da, dar mai că și funcțiile astea matematice, când le concep cu, într-un fel, ordinea elementelor, argumentele nu e aleatoare. Ca așa puteai să faci oricum, orice fel de funcție matematică. Dar mai că definește într-un anumit ordin. Titlul de acolo, știi, pe orice. Am înțeles. Ok. Am înțeles. Ai dreptate. Ok. Ca idee, eu n-am pregătire academică. Tot ceea ce știu și tot ceea ce zic și toate părerile pe care le-am provin din practică. Ce am făcut? Creând sisteme și în special chestii event-driven, foarte mult cu asincrone și cu stocarea dat. UI-uri, în principiu. Deci de asta. Încerc să-mi dau și eu cu părerea când vine vorba de chestiile academice, dar din punctul meu de vedere, atunci când vorbim despre funcții pure și ce trebuie să înțelegem fiecare atunci când vorbim despre o implementare, ar fi aceste caracteristici. Ca să putem să urcăm cu ele, că altfel, cum ai spus și tu, is less convenient. Știi? Dar, ca programator, trebuie să fie cât mai simplu, cât mai ușor de folosit, că altfel nu le folosești. Can eliminate racism between programmers. Ok, aici un mic funny story. Am făcut o prezentare la Cluj, exact pe chestia asta, cu funcția pură. A durat cam 20 de minute prezentarea și Q&A au durat o oră și un pic. În fine. Și acolo am avut un slide cu niște cod pe care l-am pregătit, scris în format point free. Și am avut nevoie să fac un syntax highlight. Așa că m-am dus online, am găsit un syntax highlight și l-am băgat acolo. Și mi-a detectat cod. Eu scrisesem JavaScript, deci compila JavaScript și puteam să folosesc. Ăla mi-a zis că e Haskell. Ok.
Deci asta înseamnă că odată ce începem să scriem funcțional, odată ce începem să scriem în maniera asta, dispar diferențele. Și după aia m-am interesat, ok, ce ar însemna același cod scris în Java? Și erau diferențe minore, era doar de sintaxă foarte infimă și declararea tipului odată. Dar în rest 90% rămânea la fel. În Ruby la fel, elimin paranteze rotunde sau când ai nevoie de ele. Deci codul scris în maniera asta funcțională cu funcții pure este universal. Poate fi pus în orice limbaj de funcționare, de programare și funcționează. Have random powers. Ați folosit quick check acum? Aproximativ un port sau quick check pentru scala, da. Ok. Quick check este un sistem care generează valori pentru funcții aleatoare și verifică valorile de ieșire. Atunci când ai o funcție, ai trei argumente, un boolean, un integer și un string. Un quick check o să genereze valori aleatoare până în momentul în care va găsi o valoare returnată nevalidă. Dacă valoarea returnată ar trebui să fie să corespundă unui regex sau să fie un boolean sau să fie ceva. Are sens? Ok. În momentul în care input-urile și output-urile se aliniază din punct de vedere al tipurilor, ele sunt reversibile. Asta înseamnă că orice transformare care se întâmplă în interior poate avea și opus. Dintr-un tip de dată B, ai și traseul către A. Which is a nice thing to have. Și funcțiile pure se compun. Și se compun într-un mare fel. Reversibilitatea era legată de efecte din exterior, ceva de genul ăsta, așa am înțeles. Nu, adică dacă ai, am o valoare nouă, și după aia pot să aplic, da, s-o întorc. Te referi la funcții bijective? Cred că da, ți-am spus. Da, dar atenție, nu sunt multe funcții utile a însușirea asta. Funcțiile de proiecție care îți reduc datele, elimină un câmp, nu poți să refacă câmpul înapoi când faci proiecția, antiproiecția, că nu știu ce valoare are. Da, exact. E o teorie întreagă numită lensis, o generalizare a funcțiilor, da. În care poate le-a ști despre ele. Da, am folosit lensuri și deci, chiar folosesc. E o generalizare pentru că altfel rămâi la funcții bijective care transformă reversibil, care sunt un subset mult prea mic. Am înțeles. Dar da, lensis duc într-acolo. Nu înseamnă că e o proprietate a tuturor, înseamnă că se poate obține și asta. Cam asta vreau să zic. Că e un atribut în plus. A folosit cineva lenses? Ok. Sunt și chestii foarte, foarte mișto. De cum anume să parcurgi, cum anume să intri în obiecte de date foarte complexe și să creezi subseturi de obiecte. Ok. Am zis mai devreme că transformările date sunt funcții pure și observables. Ok. Observables and streams. Observable-urile vin ca o soluție foarte elegantă la problema asincronicității. Aplicațiile care au asincronicitate creează foarte multe probleme pentru că introduce noțiunea de timp. Iar timpul este o componentă foarte complexă când vine vorba de scrierea de cod. Trebuie să știi ce s-a întâmplat acum 5 minute, trebuie să menții datele, trebuie să le trimiți mai departe, trebuie creată o cascadă destul de complexă. Și aici sunt mai multe variante prin care poți să compați problema timpului în aplicație. Există metoda de evenimente. Ai evenimente și faci listen pe un eveniment, pe un string, și atunci când cineva face o publicare de eveniment, primești un callback. Ți se apelează așa. Este foarte ok sistemul ăsta până în momentul în care scrii mai mult de 3 listeneri. De momentul ăla crește complexitatea exponențială. Că în 2011-2012 am făcut un framework bazat exclusiv pe events. Era un UI foarte complex cu încărcarea de module, cu dependency injection. Și pe secundă erau emise câteva sute de evenimente probabil în momentul de load maxim. Problema era că de fiecare dată când rulam aplicația,
lucrurile se întâmplau în ordine diferită și n-am absolut niciun control asupra ordinii. Era imposibil să controlezi ceva. Debug-ul era infernal. După aia au apărut promisurile. Și în momentul ăla am zis, wow, în sfârșit o soluție la marea problemă de asincronicitate. A folosit cineva promisuri până acum? Ok, cool. Promisurile sunt... Poți să scrii pe ceva sau nu am cum? Să șterge? Da. Super. Ok. Avem o valoare A pe care dorim să o luăm de pe un server, de exemplu. Bun. În mod normal trebuie să facem un request către server, să așteptăm după acel request și abia în momentul în care requestul se întoarce, să începem să continuăm procesarea. Dar într-un sistem event-driven sau într-un sistem asincron, nu putem să blocăm execuția de cod. Cum se întâmplă în limbajele procedurale. Bun. Acum, ce facem în cazul ăsta? Păi, creăm o cutie în care îi spunem, aceasta este o promisiune, un promise, de a avea o anumită valoare. Și în momentul ăla noi declarăm o variabilă. Asta intră în variabila will respond. Și noi putem continua procesările. Putem să folosim variabila ca și cum ea ar fi aici. Putem să o adunăm cu unul, putem să îi facem tot felul de chestii interesante. Prin then. Nu mai ce punct. Then add one, să zicem. Then, nu știu, change value of x cu valoarea asta. Toate funcțiile astea se vor afla abia în momentul în care este rezolvată request-ul și în momentul ăla se declanșează toată cascada de funcții. Problema cu promisurile este că vor popula întreaga aplicație, vor fi variabile peste variabile pe care trebuie să le denumiți. Trebuie să faceți management de promise și fiecare promise are un error handler la fiecare pas care poți să intervii. Și dacă nu faci error handling, chestia se înghite și ai o eroare care nu va fi prinsă niciodată. Și nu știu de ce scapă aplicația la două noaptea și nu primești nicio eroare. Adică la fiecare pas. Adică fiecare pas poate produce o eroare. Poate da un throw, de exemplu. Ce mai am fain. Fiecare pas pe care îl faci pe oraș. Da, dar catch-ul se face în jos. Și nu mai țin de era then și... Să zic, e o funcție error. Nu mai țin de ce funcție. Ah, nu. E chiar catch. E catch. Ce-ți fac cu eroarea? E catch și mi se pare că den-ul mai are și încă... Den poate să primească două funcții. Da. Și o funcție de ce se întâmplă dacă e valoare validă, ce se întâmplă dacă este o valoare nevalidă de mai sus. Și faci catch și după aceea trebuie să tratezi aici eroarea. Și ai blocuri de catch la fiecare 10 linii de cod scris în maniera asta. Și mai ai și finally dacă vrei. Mai ai și finally, da. Deci ai ca să fac lucruri și mai complexe. Bun. În programarea funcțională avem features. Care cred că destul de multă lume de aici, nu știu dacă mai trebuie să mai zic. Features? Exact, eu am și de topic, pot fi cam la fel. Nu? Care e diferența între promise? Diferența principală dintre promise și feature. O să spui aici sau pe acolo în vârte? Feature-urile se execută imediat. Promise-urile se execută imediat. Feature-urile se execută în momentul în care vrei să scoți ceva din el. Adică, creăm un nou feature în care punem un request către A. Ăla intră într-o variabilă. Nu știu cum se facă. Var A este egal cu. Și în momentul ăsta am un future. O promisiune, dar care nu este apelată. Acum o să fac variabila B, care este A map de o funcție, să zicem. Pe feature se produce mapare. Pe promise-ul se face un then. Diferența este că then ia valoarea fix atunci când vine, pe când map-urile se apelează un pic mai târziu. Să zic, de aceea. B-ul devine un alt viitor
care încapsulează viitorul ăsta în care este încapsulat A. Și în momentul în care va exista A, va fi o transformare aici, între A și punctul de ieșire din future. Și un var B, var C, care este un B de map de o funcție, va crea un future și mai mare, care conține o transformare, care conține o altă transformare, care conține un future, care conține pe A. Și abia aici punem on value și o funcție. Moment în care, abia când apelăm acest on value, se declanșează funcția inițială care îl produce pe A, care produce computația asta, care trimite mai departe și e o despachetare continuă, din cutie în cutie în cutie în cutie. Deci e ca și cum ai privi foarte multe uși deschise și acolo, valoare inițială. Dar da, în momentul în care o chem încoace, un cățel, să zicem, abia în momentul în care chem cățelul, atunci trece prin fiecare ușă. Da, e ca un promise care nu se execută imediat și când zici tu. Exact. Promise-ul e eager și future lazy. Da. Și aici, cum faci error handling? La fel, bănesc, nu? Da. Ai tot la fiecare pas. Ok. Sau aici faci on error. Ok. Dar despre ce librărie vorbești? Despre ce librărie? Nu, anume, conceptul de future. Păi nu, ăsta are numele de task în scala și future e promise. Adică ce are ai chestia asta. Future-ul sunt în Java, dar... Future-ul nu e în Java, nu e lazy în Java. Future-ul în Java este strict, e eager. Alea sunt features. Ok, unde am citit se chema feature și task, într-adevăr. Am găsit o implementare care se numea task. Și task știam că e în domnul. Sunt supraîncărcate peste tot. Okay. Bine, nu e, doar un la un. Ideea e că ăsta e ceva care va veni din viitor. Care va veni din, da, din viitor și o definez toate transformările. Ok. Mai există și channels. Care e cumva similar și din A se creează un canal spre B. Și abia în momentul în care B deschide o ușiță, abia în momentul ăla se poate pune ceva și va trece prin canal. Deci este cam așa cu future, dar sunt niște channel-uri la care te abonezi. Deci un fel de events care trimite un singur eveniment printr-un singur loc. Are sens? Că tot trebuie să știu mai multe despre el. Nu știu în termenii ăștia. Ăsta e un sistem de randevu, adică realmente A are nevoie ca B să ajungă acolo. Ați face sharing-ul foarte ieftin, ce e drept, pentru că nu blochezi buffere intermediare, nu le folosești. Exact. Dar principiu... asta se chema cândva randevu în la mare componentă clasică. În Go se cheamă chance. Sunt ca o coadă cu, bine, chiar cu zero elemente, dacă consumatorul să fie pregătit. Ca producătorul să fie invocat. Exact. Că trebuie să creezi o variabilă numită canal pe care să o aibă și A-ul și B-ul și A-ul pune pe canal, nu mai știu, push, să zicem, și pune o valoare și după aia B-ul face în zona lui, în funcția lui care are referință la acest canal, face take de X. Și asta dacă pune aici, nu o să se întâmple nimic până în momentul în care ăsta primește. Deci coroutina sursă e blocată până când receiver-ul. Da, ok, seama genericul randevoului care reduce costul buffering-ului în kernel în un sistem concurent clasic. Nu e nimic. Ok. Deci asta e... Ok, ce sunt stream-urile și observables? Sunt o combinație dintre toate paradigmele pe care am spus acum. Și event, și promise, și channels. Ok. Un observable este un observable este ceva ce așteaptă ca altceva să vină disponibil. De exemplu, în cazul ăsta, observable-ul așteaptă ca anumite elemente să intre, asta e axa timpului, ca anumite elemente să fie stivuite aici.
observerul dă către un stream pentru a procesa datele. Aia e clar ce în observerul? Ok. Fără de cazul care observat în momentul care trece ceva pe acolo și trece ceva. Trebuie să ceva pe tablă, te rog. Da. M-am gândit mult la problema asta și vreau să mă spun un pic de tipuri. Sunt bine vorba de procesarea asincronă, adică, mă rog, în orice limbaj de programare poți descrie orice printr-o funcție de genul ăsta, da? O chestie care returnează un an, asta este procesarea asincronă. Da. Asincron, faza este că cam inversăm sensul. Deci, să scriu clar unit. Unit în scala înseamnă că funcția are efecte secundare. Deci este o funcție care ia o chestie, ăsta e callback-ul, care este chemat atunci când se termină și la un moment dat, în timp, în future, va fi apelat acel callback da. Atunci când este... Și ăsta este pattern observer, în general for, by the way. So, e o chestie care îi dai un callback și se apelează la un moment dat. Evident, unit înseamnă că are efecte secundare, nu determinist concurența, etc. Și chestia asta este o chestie care apelează callback-ul în continuu. Right? Pentru că este un shift. În principiu, când ceva devine disponibil, există un emitter în interiorul observable care va emite valori. Care poate să emite valori la un interval de timp. De exemplu, are un fel de callback care face chestia asta. Emite valori la un interval sau când se întâmplă ceva. Dar tot ce se întâmplă după ce acea valoare intră prin observable, totul este imutabil. Deci nu mai poți să ai defecte. Este imposibil. Fiecare valoare care se trimisă mai departe de către observable, e imutabil, adică dacă modifici ceva după ce a trecut de un observable, chestia nu se propagă înapoi. Deci nu se schimbă. Doar înainte. Adică emite clone ceva de genul ăsta. Exact. Da. Bun. Observable-urile, după aia primesc o funcție care vor aplica pe valorile primite. În cazul ăsta este flip, care ia o formă și o întoarce, produce simetric, să zicem. Steluța o întoarce și devine, de exemplu, o parte, triunghiul vine cu vârful în sus, pentagonul la fel, la cerc de eroare, pentru că cercul e simetric și nu poate fi întors. Ok. Ce se întâmplă? Să întreb mai repede, fix slide, unde sunt multe. Ok. Avem aici o poline prin care intră valori, pac, 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 și după tot felul de procesări. Și din asta ajung aici niște pătrate, să zicem. Pac, 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 pac. În același timp mai există încă un canal, să zicem, de erori. În momentul în care oricare din funcțiile astea emite o eroare, se trimite eroarea respectivă pe celălalt canal. Asta înseamnă că toate funcțiile astea vor aștepta valori 100% valide. Ceea ce înseamnă că error handling-ul nu mai îl faci local, ci îl faci undeva la sfârșit, de exemplu. Dacă ai nevoie. Error handling la care din funcții? Că vreau mai multe ce emite. Toate. Toate. Ideea să nu te intereseze. E tot scurcircuitarea operațiilor. La prima care generează eroarea, scurcircuitează pe celălalt. Exact. Nu se mai apelează niciuna dacă dă vreuna eroare. Da? Până aici s-a compilat. Dacă s-a făcut o modificare, în momentul ăsta s-a oprit. Un lucru foarte mișto pe care îl au streamurile, implementează transduceri care o să ia toate funcțiile astea care trebuie apelate și să le pună împreună, să se computeze în același timp, unul după altul. De exemplu, dacă am aici un sheet de date infinit, 1, 2, 3, pac, pac, și am aici transformări descrise, eu pot să pun aici, ok, vreau să take 1000, după aia on value, vreau să console log suma lor, să zicem. El va lua fiecare dintre numerele astea și îl va trimite prin proces, dar tot procesul ăsta
va fi executat într-un singur loc, pentru că toate funcțiile se compun. Neexistând modificări în sus și neexistând modificări de date, o să compui toate funcțiile astea într-o singură funcție. Ok. Avem un for. Deci nu prelucrez, dacă înțeleg corect, nu vrei să prelucrez tot stream-ul odată, că ar putea fi exact. Element cu element. Da, evident. I mai mic decât infinit. I plus plus, să zicem, da? Bun, și aici am până formul de I, care după aceea să apeleze F2 de I, după aceea să apeleze F3 de I. Să zicem că fiecare s-ar chinui. În forul ăsta, ca să ajung la suma lor, sum de I, să zicem că aici să facem un push. Continuare. Ca să fac sum de I, chestia asta nu s-ar atinge niciodată, pentru că asta o să meargă la infinit. Dacă descriu promisuri sau alte chestii care primesc evenimente incremental, fiecare o să se execute, asta se execută în procesul lui, asta după aceea o să trimită un eveniment către asta, o să se execute și asta o să se execute la fel într-un alt thread, să zicem, sau un alt loc. Ceea ce este foarte ineficient. Ce fac aceste stream-uri este să se poată pune F1 de F2 de F3. Pot compune funcțiile și după aceea le pot executa doar până la 1000, în momentul în care întorc rezultatul. Devine foarte eficient. Un observable este ca un array care în loc de virgulă are un ceas de mână. Deci, nu știu, mi-a plăcut să vizualizez lucrurile așa. Sper că are sens. Este o colecție de date care va veni în timp separat de un interval necunoscut. Și stream-urile și observurile fac ca aceste valori temporale să fie folosite exact ca un array normal. Deci nu e nicio diferență din punct de vedere al cum scrie codul. Observable-urile pot fi puse împreună și pot crea un stream din ce în ce mai mare. De exemplu, am trei acțiuni care se întâmplă concurent. Am request-ul către resursa A, am request-ul către resursa B, și aș vrea să fac o acțiune în momentul în care și A și B devin disponibile. Ca să pot să fac asta, creez un observable pentru A, observable pentru B și după aceea le compun. Și o să am un singur observable care așteaptă valorile amândurilor. Fac un merge. Și toate funcțiile care vor fi apelate vor avea acele valori. Deci nu mai trebuie să fac matching, să aștept unul după altul, chestia asta se face în interiorul stream-ului. Floating data is immutable. Erorile se prind mai târziu, când ai nevoie de fapt. Dacă ai 50 de stream-uri în toată aplicația și le unești pe toate într-unul singur, poți să prinzi toate erorile din întreaga aplicație într-un singur loc și după aia vezi ce faci cu el. Chestie care este destul de diferită față de modelul imperativ în care erorile se duc în sus, în loc să rămână jos. Și ele trebuie trimise la următoarea funcție, la părintele funcției care a fost apelată, care a dat o eroare, care trebuie să decide dacă tratează sau nu eroarea și trebuie să o trimite mai sus. E try catch and try catch and try catch. Dacă aplicația scrisă în modalitatea asta imperativă devine 10% logică și 90% try catch-uri și management de date, în principiu, de valori și fiecare eroare trebuie să extindă o anumită clasă de bază și trebuie să declare erori relevante pentru fiecare chestie care se întâmplă. Și asta e destul de ok, zic eu. Vreau să prezint un model prin acest JSON Architecture în care chestiile astea nu sunt necesare. Ok, time stops when we stream. Gândim în 5 dimensiuni pentru că nu mai avem timp în aplicație, chiar dacă el există. În principiu avem o axă a timpului pe care noi o manipulăm cum vrem. E ca și cum din 4 dimensiuni privim din 5 dimensiuni și vedem toate acțiunile se întâmplându-se simultan. Chiar dacă ele se așteaptă între ele. Strings love point free. Atunci când folosești point free cu stream-uri,
arată super. Nu știu, o să vedem imediat cum arată. Nu știu de voi, dar m-am îndrăgostit de chestia asta. În momentul în care scrii point free și faci toate combinările astea, după ce am trecut prin try catch-uri și modelul imperativ, pentru mine s-a deschis o nouă lume de programare. Ok. Hai să vorbim și despre tipul ăla dat. Mai are cineva ceva întrebări despre transformările de date? Pe slide au întrebat că era la 5 dimensiuni, nu m-am explicat. Păi cele 3 dimensiuni sunt cele ale valorilor. A patra dimensiune este cea temporală care face valorile să vină în timp. Iar noi, nemai având a face direct cu timpul, privim cumva toate acțiunile care se întâmplă simultan și în trecut și în viitor, și toate acțiunile posibile ale aplicației în același timp. Pentru că nu mai manevrăm timpul manual. Ne-am dat așa de timp. Vedem în afara timpului. Ar fi mai bine să spui că timpul este explicit. Pentru că când lucrăm manual, cum zici, primim timpul din afara programului. Primim timpul de la lume, primim un sistem current time release și este o chestie foarte manuală, date time now peste tot. Prin observables, timpul ți este injectat, se face injecție. Exact. Okay? Se face injecție de timp și timpul, când te uiți la cod, dispare, nu mai există acolo. Sunt doar operațiuni care sunt timp. Adică nu mai gândești lucrurile temporal, ca atunci când faci management de evenimente. Atunci când faci management de evenimente, ok, astea două trebuie să se întâmple în același timp, dar ăsta așteaptă și trebuie să-l rezolv pe ăla înainte să-l rezolv pe ăla la altul. Cu observable și stream-ul nu se mai întâmplă chestia asta. Care observable și stream sau care relație? Observable este tipul cu care se uită pe oceanul și stream-ul este cel care începe să pretocească valori odată ce au venit. Și le trimite din funcție, până în momentul în care ajunge la finalul stream-ului. Cam înțeleg. Deci, aici observable este ăsta, care primește valorile, și după aia stream-ul sunt toate transformările făcute mai jos. Și fiecare stream, la sfârșitul lui, devine un observable, pentru că are niște valori. Deci, ok. Deci am acoperit prima parte, mai puțin partea asta cu JSON Architecture, să revenim la ea. Și acum să lucrăm puțin pe persistent data tree, care este compus din două lucruri, dintr-o stare esențială și starea accidentală sau derivată. Starea esențială sunt acele lucruri pe care n-ai cum să le produci din punct de vedere al sistemului. Ar fi input-ul de la un user. Dar ăla vine userul cu el, nu îl produci tu. Sau erorile de rețea. Ăla vine rețeaua, cu ele nu le produci tu. Starea accidentală sau starea derivată, de fapt, starea derivată este, reprezintă compunerea stării esențiale. Să zicem că o stare esențială ar fi un user care are un nume și un prenume. O stare derivată ar fi numele complet, pentru că compune numele cu prenumele și creează un singur string. Ne vrem să separăm chestiile astea. Scopul este să obținem minimul footprint de stare care să aibă date non-reductibile, să zic, care să aibă date esențiale. Stările derivate sunt compuse de aceste date. Stările accidentale sunt date create de sistem. De exemplu, cum ai zis, un user care completează un formular și scrie greșit un e-mail. Va produce o eroare. Eroarea devine o stare accidentală. Este generată de sistem pe baza valorilor primite de la user. Și am ajuns aici. Bun. Să vorbim puțin despre arbori de stare. Aceste stări esențiale și derivate și accidentale vor sta într-un singur loc. Deci am chiar la începutul prezentării că nu mai avem variabile. Nu mai stocăm date în interiorul variabilor. Nu le stocăm în interiorul obiectelor. Nu mai avem getter, nu mai avem setter. Dar unde le stocăm? Le stocăm în
În acești copăcei de date, asta este user, care are name și surname, de exemplu, aici. Aici sunt articole care au titlu și descrie, să zicem, sau mă rog, body. Acestea sunt datele esențiale pe care le avem. Surname-ul, în cazul userului, este un nou node care le compune pe astea două. Și să devine full name. Articolele se zicem ca un flag. Published, care este un bolean. Dacă noi am vrea să facem selecția, ok, vrem să vedem care sunt articole care nu au fost publicate, drafturile. Vom crea un nou nod numit drafts, care va combina articolele și va filtra toate articolele care au published egal cu false. În momentul în care faci procesarea de date și transformarea de date, vei folosi acest nod, nu nodul acesta. Ok. De fiecare dată când adaugi o valoare, să zicem că vine userul și modifică numele, pentru a menține lucrurile imutabile, a nu avea un istoric, a face lucrurile funcționale, creăm un nou arbore care va avea referințele acestea. Referințele vechi. Și va avea doar lucrul care s-a modificat ca o valoare adăugată nouă. Exemplu aici, se face o modificare pe 4, se creează un nou arbore, care fiecare nod are referințe către valorile vechi, iar singurul care se modifică este valoarea nouă. Asta înseamnă că putem produce milion de arbori, fără să avem un memory leak. Fiecare arbore nou are doar valoarea nouă în om 3. Ce complexitate are? Ce-a la? Ce complexitate are? O log N probabil, nu știu. Cam pe acolo, ca să vedem. Aici, asta se cheamă... Am uitat cum se cheamă chestia asta. Dar este ce implementează immutable JS. La cazul propriu. Immutable JS implementează chestia asta. Am uitat cum se cheamă. La faptul că poți să mergi înapoi. Ce mai devreme exact. De funcții în casă. Ai versiunea 1, 2, 3, 4, 5. Și dacă vrei să vezi ce s-a întâmplat la începutul aplicației, ai acolo. Și asta știu că e și în Redux și în alte chestii. Da. Și în closure, tot așa. Da, cursor home. Cu om next. Da. Ca ideea m-am despre așa de tot. Să la băieții ăștia. Ok? Având toate datele din întreaga aplicație deschise într-o singură structură unitară, într-un singur arbore, evităm dependențele ciclice între date. Cum se întâmplă de multe ori în sisteme OOP, care au și o componentă temporală. Pentru că lucrurile devin messy acolo. Se face invalidare de caching. Ce a avut un obiect poate nu mai este valabil acum. Trebuie adaptate datele în timp real. Nu poți să te bazezi că obiectul ăla are ce trebuie ție. Trebuie să verifici cumva. Lucrurile devin foarte messy. Și uneori se pot crea, deoarece fiecare în OOP, fiecare dintre ramurile astea este făcută manual, de un programator. Eu creez legătura între obiectul ăsta și obiectul ăsta. Eu știu că obiectul ăsta are nevoie de asta ca să existe. Prin inheritance, prin legături manuale, whatever. Dar asta se întâmplă prin OOP și e de imperativ. Ce propun este să luăm toate datele, le băgăm în structura asta de date și o folosim doar pe asta, pentru că adevărul absolut este conținut de date, nu de transformări. Și ăla trebuie să se într-un singur loc, altfel își pierde validitatea. Și nu a fost mai păzește, în principiu. Ok, este așa. The flow of data is obvious and unidirectional.
E foarte clar, doar văzând un astfel de hardware, în ce constă aplicația. Ce urmează să facă aplicația. Aplicația va crea legături și va transforma doar aceste date pe care eu pot să le văd în 30 de secunde. În stilul imperativ, când lucrăm, trebuie să citim toate API-urile, trebuie să vedem clasele, trebuie să vedem cine implementează pe cine și abia după o lună jumătate ne dăm seama, a, deci asta era aici, de fapt. E cam așa funcționează sistemul ăsta. Ce propun cumva este să avem o abordare inside-out. Când te duci la aplicație nouă și vrei să înveți cum funcționează aplicația, începi să te uiți la API. Începi să vezi canalele prin care circulă date. Și asta ți-a foarte mult timp, pentru că API-ul este foarte mare și până ajungi la adevăr, durează destul de mult. În schimb, în varianta asta, începem de la structura de date și nici măcar nu ne interesează transformările. Ne interesează doar datele și efectele care sunt produse. Putem avea efecte fără transformări. Transformările fiind formate din funcții pure, funcțiile pure fiind susceptibile la transparență referențială, pentru că putem să eliminăm toate transformările și să avem doar arborul de stare. Nu ne mai interesează. Ok. Neonumerix. Să vedem despre starea esențială. Ce este? Este ceva neatins, ceva pe care vrei să-l colecționezi, ceva pe care vrei să-l păstrezi intact în aplicație. Vrei să poți să separi ceva ce n-ai cum să produci tu, ceva esențial, de ceva derivat. Vrei să te asiguri că starea esențială rămâne intactă. Sau rădică. Ok? Constant. Rămâne constant, da. Până la următoarea modificare. Starea esențială este de bare necessities. Când pleci în excursie, ai nevoie de un aparat foto, ai nevoie de niște căști cu o muzică, niște whisky, gin, niște chiloți. The bare essentials. Cum adică până la următoarea modificare? În momentul în care modifici, este okay. Esențial. Okay. Deci, deci o separare cumva. Okay. Adică încerci să păzești stările astea esențiale și să le... și pentru a le păzi, crezi noduri derivate. Chestiile esențiale poate fi unele pentru transformare și altele pentru altă transformare din sistemul tău. Exact. Ceva de genul ăsta nu sunt la nivel global, același pentru toate transformările. Adică nu e, nu e ca constantele la modul, nu poți să le mai schimbi odată ce le-ai asignat, ceva de genul. Decât doar așa, doar pentru un patch pe arbore. O să, o să zic imediat cum, cum am vrea să-mi fac la tău. Ok. Starea esențială provine din afara sistemului, nu ai cum să o produci în interiorul sistemului. Trebuie să te gândești ca niște lucruri de colecție, trebuie să iei cât mai multe posibil și să le stochezi. Niciodată să nu folosiți array-uri. Array-urile au o problemă foarte, foarte mare. Dacă eu am aici o frunză care conține un array cu 3 elemente și am referința unui, știu că pe această rută în arbore și la indexul 2 este elementul care mă interesează pe mine, este userul cu probleme. Dacă se adaug, dacă se scoate primul element, o să întâmple ceva cu array-ul ăla, se pierde referință. Și este aproape imposibil să-ți mai dai seama. Trebuie să faci niște filtrări la nivel de implementare, ca să poți să-ți dai seama care este acea dată care te interesează. Hashmap-ul. Deci, în loc de array-uri, arborul de stare are mereu hashmap-ul. Fiecare lucru care îl bagi aici are un ID. Cam asta este semnificația. Dacă are ID, este valoare plain. String, nu, boolean sau nu. Ok. Starea esențială nu are absolut nicio semnificație pentru program. Venind din afară, el nu are nimic de ce să se lege. Nu are cum să o înțeleagă. Nu are nicio modificare. Nu poate să zică, ok, asta a fost aici și aici și aici și înseamnă că provine dintr-o eroare a userului. Este o chestie pe care el nu înțelege și nici nu trebuie să înțeleagă. Trebuie doar să știe că sunt numere și litere. Stările esențiale sunt produse de actorii din business domain.
care trebuie să fie foarte definiți. Când creezi o aplicație, definești actorii care produc date. Și te asigur că toate datele venite de la ei reprezintă o stare esențială. Starea esențială mai are o proprietate. Trebuie să fie identică și pe backend, și pe frontend, și în bază de date, și pretutinde. Pentru că ele reprezintă adevărul absolut. Numele unui user trebuie să fie la fel și, și proprietatea username trebuie să fie aceeași în bază de date și când se face parsarea pe backend și când se face parsarea pe frontend. De multe ori am văzut cum se schimbă cumva denumirile, care înseamnă aceeași de date. În tabelele din MySQL cumva și când ajunge pe client este stocată cu altă denumire. Care se aseamnă, să zicem. Sau legăturile. Avem tendința să facem normalizare. Și când normalizăm, luăm o structură de bază de date cu niște date care stau foarte frumos împreună, spunem că nu sunt optime, lucru pe care nu sunt optime, și începem să creăm tabele, care tabelele linkuim cu ID-uri. În momentul ăla noi am rupt starea esențială și am creat o stare care există doar în capul nostru prin acele legături. Când vine cineva și se uită la acel tabel cu user, trebuie să știe că mai sunt încă 20 de alte tabele care folosesc acele date și le linkuiesc între ele. Derived an accidental state. Starea derivată este pornită de la starea esențială, starea accidentală, ce produce sistemul pentru celulească. Ok. Este, așa. Starea accidentală se întâmplă atunci când nu trăiești într-o lume ideală. Dacă, nu am un exemplu, trebuie să fac o aplicație care trebuie să meargă pe toate dispozitivele mobile, pe toate desktop-urile, cam pretty much everywhere. Și asta înseamnă că trebuie să adapteze rezoluțiilor, trebuie să se adapteze situațiilor de networking, din 3G, din 4G, din wireless, din whatever. Într-o lume ideală, eu aș avea un singur dispozitiv cu o singură rezoluție. Dar pentru că nu trăim într-o lume ideală, eu primesc de la actorul de business, respectiv device-ul pe care utilizatorul folosește, ce dispozitiv e și apoi eu generez diferite proprietăți în aplicația mea bazate pe acea informație. Acel lucru este stare accidentală. De la adaptori, la chestii concrete. Da, mă refer mai mult acum la ce date. De exemplu, rezoluția la care trebuie să mă adaptez. Trebuie să stochez undeva, pe rezoluția ecranului este de 1000 de pixel cu 500 de pixel, să zicem, știi? Și după aceea toate elementele trebuie să ia în considerare asta. Anumite elemente nu se afișează doar dacă există mai mult de 700. De exemplu. Ok. Starea derivată este ceea ce controlează programul. Scriem if statement-uri. Facem chestii condiționale la nivel de cod. Și acolo decidem în control se procesează datele. Dar aceste if statement-uri au nevoie de un adevăr. Au nevoie să se bazeze pe ceva foarte concret. Singurul lucru care este adevărat este starea esențială. Nicio altă stare. Sau cea accidentală, pentru că cea există. Dar, dacă starea esențială reprezintă adevărul, iar if statement-urile sunt decizii, asta înseamnă că if statement-urile trebuie să bazeze pe adevăr, dar fără să fie declarat și folosit în locul în care vreau să fac branching-ul. Adică, nu verific dacă un user este logat în locul unde am nevoie să fac ceva cu el, ci creez pe arborele de stare o proprietate numită isUserLogin care se mapează pe partea asta a arborului care conține sesiunea de autentificare a userului și se bazează pe partea asta a arborului care verifică altă proprietate și împreună le compune pe baza căruia ia decizia, ok, userul este logat. Iar eu când vreau să fac branching în interiorul programului, folosesc datele pe care le găsesc aici, care este un boolean, dacă este logat sau nu. Și asta cu observables, am putea să spunem aici, creez un observable pe arborele de stare, pe calea is user care calea aceasta va produce valori booleane
true sau fals, de fiecare dată când se modifică, în principiu, ceva în sistem. Și valorile astea vor trece printr-o funcție de filtrare, de exemplu. Dacă este false, atunci următoarea transformare va fi să afișez un panou de login, să zicem. Sau să încerc o reconectare, să zicem. Sau o reautentificare pentru user. Poate expirase simplu. Ok. Deci, tot controlul din program este mutat pe arborele de stare. Este luat acolo și mutat pe arborele de stare. Asta înseamnă că doar uitându-te la arborele de stare, poți să înțelegi absolut totul despre program. Nu mai este nimic ascuns. O stare derivată se poate deriva doar câte ori. Poți face compunere de stări derivate, le poți deriva whatever. E chiar recomandat. Ok. Cursori. Din onNext, ideea de cursor, care este ideea de lens. Este implementarea lensului funcțional. Cursorii reprezintă o modalitate prin care pot să ascult la o modificare care se întâmplă pe acest nod. Și cursorii conțin o componentă declarativă de cale și apoi atât, o componentă declarativă de cale. Cursorii sunt niște observables pe structura de date. Sunt folosiți pentru a vedea modificările de la depărtare. Asta înseamnă n-am nevoie de date, poate să se afle pe un alt server, poate să se afle într-un alt proces, whatever, eu doar mă uit pe o anumită cale când se modifică ceva pe vreo valoare. Seamănă puțin cu channels. Nu mă interesează când ceva se întâmplă, mă interesează să mă uit. Problema cu programarea imperativă în legătură cu lucrurile care se întâmplă în viitor este că nu poți să asculți la anumite evenimente până când lucrul ăla nu e deja acolo. De exemplu, nu poți să ascult pe un formular că este submitat până în momentul în care formularul există pe pagină și o pot să pun un listener pe el. În principiu. Nu pot să fac un request pe rețea până în momentul în care am o rețea. De exemplu. Acești cursori îi pui la început când rulezi aplicația și vor funcționa în momentul în care se întâmplă ceva indiferent de. Poți să faci cursori de, să zicem, de UI care ascultă la modificările pe UI, înainte să existe niciun măcar un element. Ok? Funcționează pe toate tipurile de stări, livrează date imutabile, în momentul în care primești un tip de dată, nu afectează arborele. Și cursorii, prin niște observables, creează stream-uri. Cursorii se pot compune, pot să iau date din trei locuri diferite, și împreună formează un singur stream. Noduri dinamice sunt... nu mai trebuie să mai descriu ce este un nod dinamic. Un nod dinamic este acel ceva, acel nod care stă pe arborele de stare și nu conține o valoare concretă, ci se bazează pe alte locații din arbore pentru a produce valoare. Un nod dinamic este compus din una sau mai multe căi, de exemplu, user session, cu nu mai știu ce, de networking, cu nu mai știu ce, și o funcție care produce o valoare. Sunt lazy, nu procesează nimic până în momentul în care se cere acel lucru. Chestia asta este foarte bună, pentru că majoritatea lucrurilor pe care o să le folosiți în aplicație o să fie noduri dinamice. Și noduri care se bazează pe alte noduri și dacă s-ar procesa sincron și se modifică ceva, ar fi o computație fantastică. Așa, doar folosesc evenimente pentru a spune, ok, s-a plătat ceva. Una dintre cele 70.000 de cursori pe care i-am sub mine a produs un update. Vrei noile valori? Și în momentul ăla poți să le extragi. Din on-value. Ok? Nodurile dinamice, de asemenea, se pot compune. Și dacă nu vrei să le extragi atunci, ce vrei să le extragi într-un anumit moment, alea
ceva ce nu ține neapărat în sistem. Păi, se vede ce înseamnă aleator. În momentul în care ești în interiorul sistemului, nu ține nimic aleator. Tu n-ai timere, tu nu poți să asculti sau un timer, poți să asculti că ai de timpul este un nod. Știi? Este un nod dinamic, timpul. Da. Care primește patch-uri, de exemplu, din secundă în secundă. Crezi în o stare. Sau, poți să fie un nod dinamic care, în momentul în care tu ceri ceva de la el, să primești o valoare. Să primești valoarea corectă. Dacă e declarat ca un nod pe arborele de stare și primești update-uri la fiecare secundă, ai putea să creezi un stream de timp și o funcție care verifică dacă timpul de aici este mai mare decât timpul din, pe care vrei să-l verifici. Și o valoare va curge în stream doar dacă această condiție devine true. De exemplu, am aici un user TTL care va deloga userul după 2000 de milisecunde, să zicem. Am încă un nod care îmi spune când s-a autentificat userul și după aia am acest nod aici de timp. Eu fac o compunere între nodul de timp și nodurile astea două și pe baza lor compun o valoare de adevăr sau nu, care va reîncerca o sesiune sau va informa userul că expiră sesiunea. Ok? Bun. Ultima parte sunt efectele. Mai avem foarte puțin și după aceea vă arăt și un demo ca să vedem toate chestiile astea în acțiune. Ok. Efecte. Efecte și efecte secundare. Care este diferența? De cele mai multe ori există o confuzie între cele două. Efectele sunt cele dorite. Tipul ăsta bate la baterii tocmai pentru că vrea ca toată lumea să audă sunetul produs de instrumentul muzical. Când căutam pe net imaginea asta, am zis, mamă, ce tare, toată lumea la concert rock, sunt cu mâinile în aer, e nebunie acolo. Dacă vă uitați mai aproape, fiecare om este cu mobil în mână și filmează scenă. Deci toate mâinile astea nu sunt, e ce tare e. Mamă, ce mișto e momentul ăsta, trebuie să-l imortalizez. Okay. Deci orice efect pe care ți-l dorești de la aplicație, că este că face output un număr, că face un string, că face un UI, că face un network request, ăla este ceva ce îți dorești și trebuie să-l declari ca atare. Efectele secundare reprezintă tot ce n-ai avut habar că se vor întâmpla. Cu toate medicamentele avem efecte secundare pentru că aia care le fac n-au putut să le elimine, în principiu. Sunt niște efecte secundare pentru că apar nedorit. Definiția unui efect secundar, any unintentional and detrimental consequence. A modifica starea globală nu este un efect secundar. A face mutații nu sunt efecte secundare, sunt chestii pe care le faci. It's an intentional bad design. Tu ai pus variabile acolo și tu ai modificat. Deci nu altcineva. Păcând o buclă infinită este un efect secundar. Efect secundar când am declarat condiția de ieșire din buclă, cum trebuie. Și trebuie să mă bat de această buclă infinită până în momentul în care aveți o stare de ieșire. Un efect, nu un efect secundar, ci un efect, începe acolo unde se termină sistemul, la granițe. Acolo unde sunt exit point-uri, fie că sunt DOM, fie că este XHR, fie că sunt casă de rețea, fie că este I.O.-ul. Ăla este punctul în care programul nu mai are niciun control. Atunci când fac un request de timp, acel request iese din programul meu, se duce pe procesor, procesorul generează un timp și îl introduce înapoi. Ăla nu este un efect secundar al faptului pe cer timp. Este un efect dorit. Ok. 42. Anyone? Ok. După nu știu câte sute de milioane de ani, este în SF,
după foarte multe milioane de ani de computație, un mega calculator produce răspunsul 42, care este the meaning of life. Numai că nimeni nu știe care este întrebarea la care răspunde acest 42. Care este destul de rea, că după foarte multe milioane de ani am supărut toți oameni care ar fi știut să interpreteze răspunsul ăsta și the meaning of life is 42. Ok. Efectele trebuie declarate într-un mod declarativ. Asta înseamnă că nu harcodăm date, nu păstrăm datele spre ieșire, nu creăm variabile care să rămână, să persiste în timp, ci doar declarăm modul în care poate să iasă fără să lasă urmă. Dar de aici până la ieșire, du-te cu Dumnezeu. Cam asta. Bun. V-ați plictisit? E ok? Mai avem puțin. Cum sunteți? Mai rezistați? Ok, trebuie să vă avertizez că am încercat să descriu tot ce am descoperit în prezentarea asta. Am zis la început că folosesc ecosistemul JSON, care este compus din JSON data, JSON schema, JSON patch și JSON pointer. Cine a lucrat cu JSON data știe că este o alternativă la XML, este un mod de a descrie datele într-o formă structurată. Și este imutabil, este static, este un string ca oricare altul. JSON schema a fost creat inițial pentru a descrie servicii de tip REST, în care avem căile și pe calea asta se întoarce un obiect care arată cam așa. Dar am dat seama că se poate folosi foarte frumos și pentru a valida structura de date, respectiv structura unei aplicații. Să declar ce tip va avea un email, ce tip va avea o anumită valoare și să ai toate lucrurile într-un singur loc. Este copilul. Peste tot vei folosi structuri și căi pe care le vei găsi aici. Nu există o cale în aplicație care să nu se găsească aici. Ceea ce înseamnă că poți să determini static înainte să compilezi programul dacă va funcționa sau nu, dacă toate căile sunt copilul. JSON patch reprezintă acele serii de modificări ale arborului de stare. Ceea ce înseamnă că fiecare modificare este foarte bine delimitată, este una câte una, deci nu ai probleme de concurență, nu sunt așa ceva, mai ales în sistemele de tip UI, nu ai cum să ai două stări simultan diferite. Trebuie să accesezi un singur UI, nu ai cum două. Și sunt tranzacționale. Poți să definești o serie de patch-uri care trebuie să aplicate. Dacă unul dintre ele dă fail, toate dau fail. Nu se aplică niciunul. Și se așteaptă următorul set de patch-uri. JSON pointer sunt URL-uri. URL-uri în interiorul JSON data. Respectiv astea. Slash user, slash user login, sau slash user, slash name, slash show. Exact, sunt astăzi. That's it. Sunt niște string-uri separate de slash. That's it. Ok. Data transformation, persistent data 3. Am arătat încă o dată slide-ul ăsta ca să evidențiez JSON e pretutindeni. De-aia și numesc arhitectura de tip, arhitectura JSON, pentru că apare în arborul de stare, este singurul output pe care îl produce un string și care se înțelege sistem. Este ce folosesc efectele pentru a declara unde vin datele. De exemplu, ok, ce sunt data placeholders? Un request către un server are o cale, are niște headere, niște transformări de headere și apoi niște date care trebuie să ajungă acolo. Noi declarăm acest obiect care va fi populat cu acele date care vor veni la un moment dat în viitor. Și ăla este un placeholder. Ok. Bun. Hai să ne uităm și cum arată cele două. În stânga avem un obiect de tip JSON. Bine. JSON înseamnă JavaScript Object Notation. Ok. Așa arată structura de date. Și asta este un JSON schema care definește proprietățile. Schema reprezintă RFC-ul
la care trebuie să se supună validările din, din obiectul ăsta. Este un obiect care are proprietățile user, care este required, care user este tot un obiect care are proprietățile de tip name, care e de tip string. Asta. Care mai are o proprietate numită IME, care e de tip string și răspunde la pattern-ul ăsta, respectiv IME, care am un JSON required. Dacă eu aș completa IME-ul cum trebuie, sau dacă name ar fi un integer, validarea mi-ar da niște erori. Și aș ști imediat că tot arborul meu de stare este nevalid. JSON fetch și JSON pointer. Fie acest arbore de stare, username John Doe cu ID-ul 23. Și avem această listă de patch-uri, care va face una câte una, prima, replace pe path-ul user și name, user name, cu valoarea Jane Roe. Al doilea, va adăuga o proprietate nouă pe path-ul user address cu valoarea 54 street. Al treilea, va testa dacă path-ul user ID are valoarea 23. Dacă ar fi valoarea 24 aici, nu s-ar aplica nimic. Ar da fake. O tranzacție. După ce se aplică patch-ul pe starea asta, obținem user cu name Jane Roe cu adresa 54 street cu ID 23. E simplu, nu? Într-un patch poate să există un simplu test? O să ai cât de vrei. Un patch poate să conțină 1000 de modificări sau una singură. Nu contează. Și testul le validează, practic. Fiecare, de exemplu, replace-ul, dacă n-ar exista calea asta, ar da o eroare. Testul validează dacă ceva este, dacă s-a adăugat ceva corect sau dacă poți să faci într-un motor. Testul poate să fie pe path-ul address, pentru că patch-ul ăsta este înaintea testului. Deci trebuie să execută una pe una. Execută în ordine. Da, exact. Și rezultatul testului se vede în rezultatul final sau afectează un fel de valoare? Rezultatul testului? Da. Că mai degrabă merge sau capă. Da, exact. E un true sau fals. E un assert. Un assert, probabil. Dacă e fals, tot crapă și nu se mai aplică nimic. Dacă e true, se aplică tot. Pe care când crapă, cum știi dacă e din cauza testului sau că era o eroare într-un part la altă operație? Blochezi eroarea, vezi lista, stochezi starea pe care o ai, ca să lucru super. Ai starea stocată, ai lista de patch-uri, patch-urile alea sunt identificabile pentru că vin dintr-un JSON object pe care tu, dintr-un stream pe care tu poți să-l identifici, acest stream a trimis acest patch. Și după aia vezi, ok, aplicând patch-urile astea pe obiectul de stare, primesc eroarea asta. Bun, hai să vedem. Este valoarea greșită, înseamnă că transformările au fost greșite. Este valoarea corectă, dar ceva lipsește, arborul de stare este incomplet și trebuie definită mai bine structura asta. Ce? Deci e foarte simplu să faci debug. Deci poate am un patch foarte mare, cu foarte multe lucruri. Ele, fiecare patch, fiecare sub-patch, să zicem, se aplică incremental. Deci un patch de primul... Da, ok. Să aplică primul, al doilea, al treilea, al patrulea, până la ultimul. Dacă ultimul de fail, nu se mai aplică niciunul. Ca și tu, concret, cu ce faci și aplicați aici? Ce la? Ca și tool concret, tool, cu ce bibliotecă de JavaScript sau cu o bibliotecă de Material Language? Asta n-am făcut-o singur. Ah, ok. Adică e o chestie foarte simplă. Despart asta de post și am făcut un double split și după aia am adus pe obiect și am modificat. Bine. Eu folosesc o librărie de stare numită Baobab, pe care pot să declar căile în format array. Și zic, ăsta vreau să simt. Da. Dar e foarte simplu, adică să scrii chestia asta, o librărie care aplică patch-uri în Python, Java, whatever, e o chestie trivială. Sunt cam 5 valori.
de operațiuni. E add, replace, test, mai este merge și remove. Merge-ul, poți să declară aici un nou obiect, cu anumite proprietăți, și acel merge va face merge cu obiectul existent. Add-ul înlocuiește cu totul valoarea. Add-ul și replace-ul? Diferența dintre ele este că replace-ul se așteaptă ca această valoare să existe, făcând add-ul adaugă o valoare nouă. Ok. Și dacă nu există valoarea aia, crapă replace-ul. Da, exact. Okay. Replace-ul va propaga pe acea valoare care există. Și add-ul mare dacă există. Poate? Add-ul mare dacă există valoare înainte. Nu. Dacă există, pur și simplu altă. Deci este pentru a crea, dacă nu există, o creează, dacă există, o adaugă. Let's demo. To do MVC, anyone? Ok. Motivul pentru care am ales To do MVC e că avea CSS-ul gratuit și nu mai trebuia să... Ce problemă? Și nu mai trebuia să scriu. To do MVC se pot adăuga task-uri. Se pot bifa ca rezolvate. Există un update aici care zice câte itemuri sunt remaining. Există anumite filtrări care sunt completed, care sunt active și există un buton de clear completed care momentan nu funcționează. Și mă gândeam să facem implementarea asta. Aici este o mică un mic UI, o mică modală pe care am creat-o pentru a vedea arborele de stare. Și în momentul ăsta, arborele de stare arată așa. Fiecare to-do are un ID, cu name, cu nume, cu un flag de completed sau nu. Dacă fac o modificare, arborele de stare se face completed sau nu. Dacă schimb denumirea, se apătează în timp real. Deci pot să controlez absolut orice aspect al aplicației mele doar folosind această structură de date. Which is pretty cool if you ask me. Ok. Ok. Emo, mai sus. Aici. Bun. Input-ul apare acolo pe stare imediat ce apăs o tastă. Motivul pentru care am făcut așa, fiecare lucru pe care îl face userul este o stare esențială. Trebuie stocat. Chiar dacă n-a dat enter, este valoarea pe care o are input-ul în momentul ăsta. Dacă îmi creșește aplicația, eu am salvat starea asta de fiecare dată când obțin un update nou pe stare. Îl salvez, îl stochez într-un cache, de exemplu, ultima versiune de stare, mi-a creșit aplicația, o deschid din nou, îmi apare identic cu fiecare câmp completat, cu fiecare și hover, dacă e nevoie, pe un element. Fiecare chestie minusculă poate fi băgată în arborul de stare și interfața să fie acoperată în consecință. Bun, hai să vedem cum arată codul. Ca idee, toată aplicația asta și de ce cred foarte mult în această paradigmă de programare, am făcut-o acum vreo 2-3 ore. Și mi-a luat mai puțin 2 ore să o fac pe toată, în ideea în care nu vreau să fac niciun refactor, mi se pare completă și nu are cum să crape, nu cred că are un edge case. Ok, hai să vedem. Da, să se pun mai rând. Da, aș fi vrut să se vadă un pic mai imagine ca să nu... Da, nu lasă așa. Ok, bun.
de altfel. Aici am aparte toate elementele pe care mă interesează din UI. Aici am declarat arborile de stare, care are doar două proprietăți, UI și to-do's. Mai nu am stochez anything care are legătură cu UI. To-do's-ul este un obiect, nu un array. Îmi creez un cursor care va asculta pe acest arbore pe update, când se updatează în orice fel. Baobab, JSON Editor, e librăria pe care am făcut-o, care să afișeze stare. Acolo. Bun. Și acum creez modelele. Modelele sunt acele stări derivate care conțin noduri dinamice. Am continuat ideea de MVC și o să explic imediat ce înseamnă fiecare chestie, fiecare control și view. 3, set the items left. Să arăt și ce anume urmează să facem aici. Acest 1 de aici este computat aici. Nodul dinamic ascultă pe to-do's în momentul în care... Dar cel mai bine ar fi să deschidem consola și să ne uităm la ce se întâmplă aici. Ce valoare apare? Cam cât timp mai avem? Ok. 10 minute, 10 minute. Astea sunt patch-urile. Am făcut... Unde? Mai jos. Să se vadă cum arată patch-urile care modifică arborile de stare. Și am apăsat pe niște taste și mi-a apărut HG, UI și replace. Asta fiind ca impresia că... Cred că este de browser asta. De da, cred că s-a... Învățit și eu. Să console log unui obiect, modific console log din nou și arătau la fel. Da. Că acum, uite, de exemplu, dacă apăs cu tastă... Da. Nu produce... Ok. Bun. Hai să zicem 3, get items left. Ah, de fapt, stai că dacă adaug un item nou, se va executa. Hai să adaug un item nou. Bun. Deci am pus aici un log de value. Log este o funcție care primește o valoare, afișează pe ecran textul și valoarea și returnează valoarea primită. Bun. Value este un obiect, un to-do 1, care conține completed false, ID-ul și numele. Ok? Aplicăm funcția values, care provine din lambda. Folosește cineva lambda până acum? Este un fel de... Da? E un fel de Haskell pentru layman, pentru cei ca mine, care doar vor să facă programare funcțională, să facă practic înainte să învețe chestiile academice. Conține o librărie de 100 și ceva, 140-200 de funcții, nu știu exact. De fiecare dată mai dau câte ceva nou. Astea sunt. Toate sunt point free, toate funcțiile de aici sunt curried. Asta înseamnă că au aplicații parțiale. Și îți permit să faci un cod foarte, foarte frumos. Cum e asta? Deci, primesc un obiect, iau doar valorile din obiectul respectiv. Însă arăși cum... Cum arată chestia asta? Și acum o să mutăm logo-ul. Value prima dată este gol. Și acum, când adaug, value este un array care conține un obiect. Dacă mai adaug încă unul, va fi un array cu două obiecte. Bun. Pe values vreau să fac inject, merg pe fiecare element din array, la elementele care au proprietatea completed egală cu true. Respectiv, falsul și falsul corespund, adică vreau să le înlătur pe alea care au completed true. Și după aceea măsor lungimea array-ului. Asta tot ce face.
Are cineva întrebări despre codul ăsta, pentru că restul ce vreau să arăt compune și devine de ce în ce mai complex? Sau mă rog, un pic de atât. Ok. Cool. Înseamnă că e that simple. Filtrele. Bun. Asta făceam, cei care au venit mai devreme, m-au văzut lucrând la funcția asta, am încercat să fac point free, dar n-am reușit, că trebuie să fac niște condiționale. Nu mergea un array, dar se poate face, e foarte simplu, nu am mers nimic. Ca idee de lucru, în mod normal încep imperativ și după aia refactorizez, fac point free. Cam asta la fel. Bun, asta ascultă la două noduri. Ascultă la nodul de todos și la UI filter. Ce înseamnă că ascultă la două? Ascultă adică la... primește update-ul și de la asta și de la asta. Când se întâmplă ceva, nodul este nodul ăsta dinamic este informat. S-a produs mai întâmplă la care? La care, nu la... Ok. Nu la ambele aceeași timp, nu la chestii de genul ăsta. La oricare, deci dacă s-a modificat o dată, cea mai mică dată, din, să zicem că tutuz, e edita mai structura arborescentă și pe undeva pe jos pe aici s-a făcut în timpul fals. Se primește un update. Bun. Se primesc valorile curente din tutuz și filter val și dacă este all, atunci returnează în toate tutuzurile. Dacă filter val este active, întoarcem pe alea care au completed false, alea care au completed true. Și astea sunt modelele. Next up, controller. Deci alea, ce vă spun acum, arborul de stare și modelul, este cutia aia gri din prezentare. Cu starea esențială și starea derivată. În cazul nostru, starea derivată este determinată de aceste modele. Starea esențială este ce vine de la user prin input și toggle-ul pe care le face aici. Ok. Controllers. And this is where it gets fun. On key up, the UI input. UI input este selectorul de CSS. Lucrul ăsta se apelează înainte ca domnul să fie gata, ca idee. Deci eu pun acest listener înainte ca orice să fie afișat pe ecran. Și pe ce ascultă? Pe un proxy? Ceva pe... Ah, ok. Simplu la zic. Ascultă pe document, pe selectorul ăsta, când se întâmplă ceva pe el, trimite în observerul ăsta valoarea. Aici primesc un eveniment, îi dau un prevent default. Evenimentul am aici și acum fac o compunere. Creez un obiect care să aibă keycode-ul apăsat și să aibă valoarea curentă a input-ului. Asta e un stream. Deci așa arată un stream. That's how simple it is. După aia streamul ăsta îl iau și folosesc în mai multe locuri. Îl extind, mai veni. Și odată creez un new input în care filtrez dacă caracterul aici din keycode este 13-13-n. Dacă not. Dacă nu este 13, atunci ia proprietatea value de acolo și creează un patch replace pe UI input. Ăsta generează ăsta. Add to do, filtrez și în momentul în care am caracterul 13, atunci creez un ID random, bine, asta nu e tot mai funcțional, dar stipul. Generez un ID, numele îl preiau din value, completed false. Aici trebuie să scriu proc de value. Și după aia creez un array de două patch-uri. Primul patch îmi adaugă un noto-do, al doilea patch îmi schimbă input value cu null. Și atunci când dau enter, tu stai aici jos, că atunci când dau enter, să-mi dispară ce aici. Dacă l-aș șterge pe ăsta și acum dau enter, rămâne input acolo. Am pus înapoi. Ok.
toggle to do completed, uncompleted, la fel, foarte simplu, on click UI toggle, prevent default, vreau proprietatea target-ul ăsta, vreau data set ID și ID-ul, creez un obiect nou, și după aia creez un batch care se duce pe to-dos, pe ID-ul de aici și pune valoarea pe completed, pune valoarea curent, care e true sau fals. Alte cuvinte, face chestia asta. Replace, to-dos, to-do-one, completed, valoarea true. Mai pus o dată. Replace, to-dos, to-do-one, completed, fals. Asta provine pe aici. Destroy e la fel, foarte simplu. Change filter-ul. Change filter. Creez un nou stream care, nu aici, aici. Creez un nou stream care face merge dintre observables. On click de UI all, când se dă click pe ăsta, sau când se dă click pe ăsta, sau când se dă click pe ăsta. Sunt trei valori asincrone, care pot să vină oricând, care toate se duc în același pipe. Se face prevent default și după aceea se ia din eveniment. Pun aici un pipe. Așa, merge. Ok, ăsta e evenimentul. Merge. Și după se face data pe acest eveniment, targetul din data set se ia ID-ul. Și după aceea să spun. Aici doar vreau să arăt faptul că pot să modific comportamentul aplicației destul de mult cu două, trei linii de cod, doar invocând niște funcții. Nu trebuie să scriu nimic asta. Ok. Toate patch-urile sunt mărgiuite într-unul singur, care ăsta devine controller. Aplicația pe care încep să... arhitectura asta are un singur controller care conține toate patch-urile din întreaga... din toate transformările astea, să duc toate într-un singur loc. Și loc de patch, aici trec toate astea care fac pe ecran. Respectiv. Patch on value, apply patch pe 3. Modelul și controllerul au un singur punct de convergență, care este ăsta și este foarte bine definit. Dacă l-aș șterge, în momentul în care îl șterg, trebuie să... Ce facem? What the... Ah, pentru că am pus o eroare. Da, corect. Ne-a zis clear aici. Acum că am scos legătura asta dintre stream-uri și cel care primește rezultatele stream-ului, aplicația nu se mai întâmplă absolut nimic. Ceea ce este o paradigmă fantastică pentru a scrie librării, a scrie plugin-uri, module care expun un API și fără ca acel API să fie consumat, nu se întâmplă nimic. Știu, convins că în interiorul acelui modul e tăcere completă până în momentul în care te pun un value pe el. Ceea ce este foarte nice atunci când lucrez cu third party-uri. Ok? Views. Cum ziceam, ai nevoie de placeholder pentru date. Aici am simplu placeholder. Aici putem să implementezi React, exemplu, Riot, orice sistem de templating funcționează. Am cele două placeholdere pentru to-do-uri și pentru filtre. Și aici am cursori de date, pe structura de date. Filter to-do's, am arătat mai devreme ce face, ia toate to-do-urile și vede dacă au toate to-do-urile și valoarea curentă de aici. Și filtrează în funcție de valoarea asta.
primesc niște obiecte, vreau valori, vreau un array, vreau pentru fiecare valoare din acel array să creez un to-do placeholder, după aia fac un join pe toate, sau un singur string cu toate intrările aici, și apoi on value, când se primește lista, când se primește stringul de HTML, bazat pe placeholder-ul ăsta. Pe placeholder-ul ăsta, în momentul ăla, zic HTML pe UI totus. Cursor pe UI filter, la fel, map filters placeholder, on value, HTML UI filter. Sau asta atunci când apăs formul, să îi pună stare. Activă sau... Cursor UI input, on value. La fel, atunci când se modifică starea asta, se adaugă și aici. Chestia asta, legătura dintre astea două, este rezolvată la nivelul ăsta. Și items left, respectiv numărul ăsta, la fel, pe slash items left, pe care am văzut mai devreme, care face length pe acel array de valori. Bun. Și s-a fost demo, ca idee. În aplicația asta nu face validare de JSON. N-am mai apucat. S-am spus, asta l-am făcut într-o oră și... Dar, în principiu, dacă atunci când ai o listă de patch-uri, are sens să faci validarea JSON-ului doar la sfârșitul listei, nu la da. Fiecare pas. Nu, la, dacă ai o listă de patch-uri, după ce se aplică toate, validezi. Dar validezi, dar nu înseamnă că faci ceva. Ca idee, dacă ar fi existat erori în UI, să zicem că to-do-urile sunt doar stringuri și n-au voie să conțină simboluri, să zicem. Bun, ce am fi făcut ar fi fost să definim aici pe UI input errors, care ar fi un nod dinamic. Bine, asta ar fi de fapt pe ar fi un model, să zicem. 3 set UI. Fuck. Input errors și nu știu de ce. Ok. Și ăsta input errors ar face listener pe validarea structurii de date. Atunci când se întâmpină ceva, triul ăsta acceptă un validator. Atunci când primește un update pe validator respectiv, asta se poate apela și produce un array de erori. Dacă am nevoie să-l afișez undeva, mă duc aici la cursoare, la sfârșit, și fac cursors pe UI input errors, mă rog, on value, afișează-mi un top, o ceva, on value text de UI errors, să zicem. Și aia va afișa erorile în elementul de UI errors. That's how easy it is. Dacă vrei să le tratezi, o faci în controller și acolo, la fel, faci un un cursor, cum e cea? Un cursor pe nodurile alea și crezi ce vrei cu el. Ok, mai are cineva ceva întrebări? Că vreau să mă întorc la prezentare ca să încheiem. E sub acolo, nu? Ok. Cool. Bun. Oportunități și beneficii. Prezint o separare reală de concerns. Controllerul este cum se întâmplă, dar nu și datele, nu am acces la ele, nu mă interesează. Modelul este acel lucru pe care se întâmplă ceva, care va suferi transformări în viitor pe baza celor patch-uri. Și efectele, de exemplu, view-urile, ceea ce vede what the wall sees, ceea ce vede exteriorul. Deci MVC-ul, definit așa, MVC-ul în Wikipedia arată foarte, foarte diferit, deși definiția lui este ceea ce am scris acolo. Modelul de MVC implementat cam toate sistemele de MVC pe care l-am văzut până acum.
controlul primește direct datele esențiale, le parsează, le manipulează, le face ceva și le trimite la model. Modelul restochează, face update-uri, trimite către view. De obicei mai e și controlul aici care pune și update-urile și controlul controlează view. Ceea ce propun este userul trimite direct la model, iar modelul încarcă view-urile sau controlul cu update-uri. Deci să face acest bypass de aici și să trece direct la model, obținând o arhitectură net superioară și mult, mult mai simplă, mult mai declarativă. Ok, point 3. Stop writing code. S-a scris cod de 40 de ani în continuu. Miliarde de linii de cod. Stop. Nu mai e nevoie să mai scriem cod. Scriem point 3, folosim librării standardizate. Cei care scriu Haskell zilnic știu chestia asta. Nu mai... Când văd Java acolo că se scrie 70 de miliarde de linii de cod... Ce înseamnă point 3? Point 3 nu mai folosești variabile, nu mai folosești... Nu mai declar funcția în sine. Doar folosești o funcție standard. De f de g de x scrie f compus cu g. Care în multe limbaje este f spațiu g sau f punct g sau o sintaxă absolut minimală. Problema este că am încercat să fac, să învăț Haskell și multe alte limbi, dar experiența personală este, poate și alții simt la fel, nu știu, dar eu recunosc că gândesc semantica, viziunea mea semantică este operațională. Am nevoie să știu cineva ia asta, pune aia și o manipulează așa. Și dacă devine prea matematic și point free merge masiv în direcția și de asta am probleme cu Haskell-ul, de la un punct încolo pierd foarte mult timp construind semantica operațională pentru că ai cea care operează în mod natural, în mod automat. Nu, cu alte cuvinte, am o minte matematică foarte bună. Nici n-am pretins vreodată față de mine însumi, așa că nu m-a cutremurat drama asta, dar e o realitate. De asta cred că e doar minoritatea care realmente adoră chestiile prea complexe. Înțeleg aplicații parțiale simple și carrying, în care lași ultimul parametru liber, cum poți să faci în loc, scurtezi callback-ul și alte lucruri, dar dacă o să oprești, ce pot să fac eu? Dacă sunt alții mai buni ca mine, cu mult respect, știu că există, dar asta a fost experiența mea ca entuziast. Văd semantica operațională, deci, sincer, prefer programele imperative la un nivel. Înțeleg programe funcționale, da. dacă nu s-ar prea departe. Aici sunt de acord cu tine. Aici sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine pentru că, la nivel fundamental, toate funcțiile astea simple sunt imperative. Deci funcția de adunare este imperativă definită. Nu, pentru asta am un model mental rezonant. Ah, okay. Dar pentru codul Haskell, DSL-ul complex în Haskell care, wow, what, how compact it is, yes, thank you. Dar great. Trebuie să mai pun niște yes, era tendens ca un moment de matematică în care o pagină trebuie să iau la creion și să mă uit la ea două zile. Da, asta e și pentru că fluxul de date nu este evident acolo. Aici, pe chestia asta cu stream-urile, fluxul de date este mai evident, dar nu cred că nici nu se poate mai evident. E in your face. Se poate un pic mai bine. Și știu unde la efecte. Ok. Tu când deci preiei input-ul de la interfață, click-ul de utilizator, nu știu ce interacțiune, ăla este input-ul și îl bagi pe niște stream-uri, ceea ce e super. După care manipulezi o stare globală a programului prin stream-urile alea, stare globală care e imutabilă și super și chestia asta. După care starea aia aduce la niște efecte secundare, cum ar fi modificarea DOM-ului din browser. Ah, ok. Corect, da. Right? Da, corect. Efecte secundare... Nu sunt efecte secundare, sunt... Aici vreau să... Ai un vocabular supraîncărcat. Dar, ok, da, efecte. Efecte da. Secundare sunt... Dau definiția din dicționarul englez. Side effects, unwanted efect. Stuff. Deci modificarea DOM-ului e un efect. Da. Ce este foarte mișto să faci este să modelezi efectele alea prin niște chestii scure, prin niște specificații. De exemplu, dacă vrei să arunci o alertă, nu să apelezi funcția de JavaScript care apelează o funcție de SQL care face fade-in la un div sau un căcat de genul ăsta, modelezi un mesaj gen show alert. Care să fie, nu știu, un string sau un tip sau ce vrei tu. Okay. Și pe ăla îl bagi un canal. Îți modelezi un observer cu toate efectele care le ai în sistem, care trebuie să se întâmple, care trebuie să
le arunci undeva. Deci, canale care au, și la canalele alea atașați listener. Îți pot spune de listener care pot face, care vor executa efectele secundare, ce să modifice tonul în browser. Sau, de exemplu, pe server site, să preia niște update-uri și să restocheze în loc întâi să întâmplă. Asta este un efect secundar. Dar nu-ți pui apeluri la bază de date peste tot în cod, pur și simplu manipulez chestia asta mai încolo. Adică e... Are și un nume pattern-ul ăsta, în Haskell, se numește state monad. Adică niște funcții care, dintr-o stare, generează niște efecte secundare plus o nouă stare. Efectele secundare fiind, de fapt, modelate prin chestii pure, ca niște specificații. Sunt niște mesaje, știi? Aruncă-mi eu alertă. Asta ar fi un mesaj. Nu arunci încă alertă, pur și simplu cere specificația. Aruncă-mi alertă. Da, și întoarce funcția care tu apelezi și abia când o apelezi, aruncă alertă. Asta e ideea, nu? Că așa funcționează monadele. O arunci pe un canal. Efectele secundare le dai în afară și după aia poți fi apelată când ai nevoie de el. Da. Cam asta e ideea. Da, cam asta se întâmplă și aici. Adică faptul că tu îi pui totul pe arborele de stare și ăla decide când anume se întâmplă ceva și tu doar asculti la valori, e cam aceeași chestie. Știi? Ai făcut o chestie mai simpluță, pentru că este aplicația simpluță. Aplicația pe care eu o scriu acum, este o aplicație scrisă în cam 4 ani de vreo 20-30 de programatori, care este o platformă de tip Forex, care preia dat în timp real, trebuie să aibă un UI cu chart-uri de care se afișează chestiile alea pe acolo, account balance-ul, trade-uri, sincronizare de tipuri. Și băgați chestia asta, adică specificația efectelor care se întâmplă în arborele ăla? Da, absolut tot. Toate chestiile se află pe acel arbore și de acolo tot ce se întâmplă sunt liniere. Nu există niciun branching local. Efectele astea de care vorbești la ieșirea din sistem nu mă interesează pentru că sunt alte sisteme care trebuie să se intereseze de el. Poate ce a ieșit din sistemul pe care am scris acolo. Da, sănătă. Da, da, nu, asta este și ideea. Da. De exemplu, un request de Ajax. Ok, bun. Cum fac un request de, sau un request de network? Stochez faptul că am făcut request-ul, stochez structura request-ului că am trimis pe calea asta, că nu știu ce, și pun un status, de exemplu, uncompleted, să zicem. Uh-huh. În momentul în care primesc răspunsul de Ajax, fac flatmap pe monada de Ajax și îmi primesc răspunsul de acolo, updatez același nod de stare cu răspunsul. Dau răspunsul. Și după aia creez un nod dinamic care ascultă atunci când răspunsul devine valid. Știi? Deci efectele astea în afara sistemului sunt tot băgate pe arborele de stare. Sunt tot acolo. Nu sunt ținute local. Ok, am înțeles. Cum le clasifici pe astea ca fiind accidentale? Nu dau seama cum se clasifică acest gen de... Astea sunt accidentale. În momentul în care faci un request și trebuie să menții la ce ai făcut request, datele alea în sine n-au nicio semnificație pentru nimeni decât pentru request. Odată ce ai primit request-ul, poți să arunci să faci descarga la tot ce înseamnă date despre acel request. Că sunt accidentale datele astea. Apropo, să nu mai învece. E orice altceva, dar nu mai învece nu. Ai un model. Poți să pretinzi și să arăți triunghiul ăla, dar nu. E MVC, că are efectele, are asta. Definiția MVC-ului sună în felul următor. Asta dată de aici. Pam, 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 componente... Unde? Hai că nu mai găsesc. Așa, a model stores data that is retrieved according to commands from the controller and displays in the view. Stai. Nu, aici, mai sus. A model directly manages the data, logic and rules of the application. Derived state, toate alea, logic. Alea. A view can be any output representation of information, such as a chart or a diagram. Multiple views of the same information are possible, such as a bar chart for management and tabular view. Așa.
Third part, the controller accepts input and converts it to commands for the model or view. Deci, conform definiției dată aici pe Wikipedia, este ce am făcut acolo. Conform acestei diagrame, se contrazice. Pentru că controllerul primește date. Când afișezi, de exemplu, ceva în interfață, utilizatorul face altceva, adică o să ai un feedback loop. Aici, uite, input ăsta, apăs pe ăsta, se modifică aici. Mă rog, aici am făcut modificările astea și de-aia mai merge. Adică ai vreodată situația în care prelucrezi niște date, prelucrezi o stare din starta globală, da. După care ce ai prelucrat, o introduce la început? Poți să-mi dai un exemplu concret? Că nu-mi dau seama exact ce-mi spui. Pentru că orice stare care trebuie prezentată în view, este prezentată în view. Orice acțiune care este făcută de user, este înregistrată pe stare. Orice decizie în funcție de cele două, se ia tot la nivel de stare. Pe baza stării derivate. Deci nu... Tu încerci să găsești o stare ciclică în care una modifică pe cealaltă. Dar numai că este unidirecțional, pentru că stările esențiale determină starea derivată sau accidentală. Tu nu poți să creezi o stare accidentală sau derivată fără o stare esențială. Da, am uitat care e diferența la stările esențiale derivate. Starea esențială este ceea ce vine din afara sistemului și n-ai cum să-l produci intern. Starea accidentală este ceea ce produce sistemul ca un răspuns la stările esențiale. Iar starea derivată reprezintă compunerea a două sau mai multe stări esențiale sau accidentale. Și userul fiind un actor care creează stări esențiale, el poate determina doar modificarea de stări derivate. Păi nu, starea derivată ar putea să îi afișeze un alt UI, să zicem, pe care userul după aia poate să dea click. Adică nu poate să fie ciclic pentru că ar trebui să aștepți ca userul să mai facă o acțiune. Păi da, asta pentru că ai un singur input, adică userul, dar dacă ai mai multe input-uri, gen îți vine ceva în bază de date, o schimbare de configurație între ce aplicații. Am înțeles. Și după aia s-ar face așa un circuit între baza date și client, în care amândoi validează aceleași date și dăm mereu fals, să zicem, și face încă un request. Și încă un request. Asta e problemă de sistem de bază de date. Nu mai e problemă de sistemul tău. Implementarea de acolo. Infinite loop. Exact chestia asta este un infinite loop, ceea ce este un efect secundar. Side effects, an infinite loop. That's a side effect. Mutating state is not a side effect. Asta e un side effect. Și este un efect secundar pentru că cineva n-a putut să gândească sistemul cum trebuie. That's it. Chestia pe care, făcând arbore de stare în felul ăsta și cu JSON schema și tot, poți să le determini chestiile ciclice. Și? Poți să determini cu controlul și cu procesele acolo definite, poți să faci chiar o analiză statică pe toate transformările și pe toate arborile de stare și să decizi, ok, aici s-ar putea să fie o bucă. Nu, am un exemplu mai mult concret de la noi și nu știu cum să-l traduc mai simplu. Noi avem un proiect în care controlăm centrale electrice și le controlăm ca indivizi, le controlăm individual, le dăm comenzi și adică îți vine input-ul de undeva comandă centrala asta și îți curge așa pe un stream, da? După care centrala la o comandă răspunde cumva, ăla este răspunsul centralei și răspunsul centralei trebuie să-l iei și să devină input pentru procesul care a dat comenzile, pentru că procesul care a dat comenzile trebuie să se adapteze la reacția centrale, centralelor, știi? Adică dă comenzi în continuu, alea răspund, trebuie să se adapteze și să dea alte comenzi eventual. Okay. Și ăsta ar fi un ciclu de comunicație. Da, adică da, output-ul, da. Să dau niște comenzi și output-ul centralelor, după aia devine input iar. JSON pointer s-a modificat niște date accidental așa, să duc aici, să transformă, să creează JSON patch-uri, raster așa,
Dar numai chestia asta nu poate deveni o buclă infinită dacă nu există un ceva care influențează sistemul din afara lui. Dacă faci un sistem care se împrăște, să fie un singur arbor de sare pe toate centralele electrice și pe comutatorul care ia deciziile, care trimite înapoi, chestia nu s-ar putea întâmpla. Dar dacă sunt două sisteme total separate, evident că se poate întâmpla. Că sunt două sisteme separate. Știi? Și după aceea trebuie să devinești, ok, cum controlești cele două sisteme să mai vină situația asta. Ai nevoie de un mediator între ele, ai nevoie de... Să le întrebăm. Cum mai faci? Păi, în primul rând, aș încerca să identific întreg fluxul de date și de transformări ca și cum ar fi un singur sistem, chiar dacă ele sunt dispersite de network. Aș încerca să fac topologia întregului sistem. Și după aceea se determină acolo ce transformări și ce funcții ar trebui apelate, ce funcționalități ar trebui apelate și în ce condiții, ca să evit o astfel de duplicitate. Adică aș încerca să văd tot sistemul deodată, nu ca două sisteme separate. Că atunci când faci două sisteme separate, singura variantă este un alt sistem, care să valideze ce zicem și ceva, ce și ceva. Dar după aia intri și chestii foarte complexe. Și să te asiguri că ai testele, nu? Care să determine aceste stări, să poată să luați stări. Nu știu despre ce mai zic. Ok. Păi ți-am spus așa, e pontetic. Deci nu... Okay. Încă puțin și termin, promit. Ok. Portabilitate, v-am zis exemplu cu JavaScript și Haskell. Editorul îmi spunea că e Haskell. Deci știu să sunt JavaScript. După am testat și cu Ruby și cu asta arată la fel, aproape identic. 5-minute project handover. Asta am încercat-o. Și odată ce explici cuiva, dacă are toate conceptele astea de arbor, de stare și de cursor și de pointer și whatever, durează 5 minute. Uite proiectul, ia-l. Doar îi arăți arborile de stare, ăsta e, aici ai controlele, and that's it. Nu ai nevoie de altă documentație. Da, mai, de exemplu, să mai definești, nu știu, când ai un anumit proces, îl împarți în funcții pe care le înțelegi tu. Și funcțiile respective au un anumit nume, poate să aibă anumită documentație și mai departe. Check this out. Mai... Check this out. De ce se documentează mai singur? Peste... Da, dar el se documentează singur. Pentru că tu... De exemplu, astea sunt un key up și ăsta e declarat. Cine este ui input, îl vezi, este un element care se face un key up și se transformă de dată. Eu n-am nevoie de o documentație extra care să-mi spună ce se întâmplă aici. Sau la cursor de date. Documentația mea este ăsta. N-am nevoie să pun un comentariu. Vezi că niște date provin de acolo, care sunt nu știu cum și ai grijă să nu... Asta e. Nu devine totul foarte granular atunci. Fiind granular, cu cât crește aplicația, poate, nu știu, mie îmi pare mai greu de urmărit. Adică trebuie să intri Exact. Asta e faza. Că nu crește complexitatea, că totul este la un singur nivel. De exemplu, toate stream-urile astea nu sunt înăuntru stream-ului. Da. Sunt liniare. Fiind la un singur nivel, asta te împiedică să explici chestia prin niște chestii la un alt nivel mai mare, care sunt puține la număr și au sens. Da, există acest arbor de stare și de-aia am făcut această diagramă și te uiți aici și asta îți declară... După, ok, items left. Bun, hai să mă uit aici să văd items left. Adică poți să înțelegi procesele. Bine, aici și aici te ajută proprietățile virtuale sau nu știu cum e denumit tu, da. Care sunt derivate. Deci. Da. Da. Și te uiți la altele dinamice. Cum să obțină? Adică poți să faci o explorare. Eu cum am văzut chestia asta, îi prezinți unui developer arborile de stare și el începe. Mamă, ce face chestia asta? Ia să vin aici. Stai așa că am făcut-o de oaie, trebuie să dau înapoi puțin. Unde sunt? Aici. Hai să decomentez asta. Bun. Ok, un developer nou. De ce folosești aici? Chrome sau? E un Safari. Safari? Păi de când am venit, eu focusam asta pe Chrome și am unde joacă, poate nu merge, dar pe cam asta. Un developer nou vine și zice, ok, trebuie să lucrezi pe aplicația asta, ai două ore să get up to date, pentru că avem nevoie de tine produs. Bun. El se uită la arborul ăsta de stare și începe să se joace. Ce se întâmplă dacă modific asta?
Ia uite, apare aici. Aha, deci astea două sunt legate. Ia să vedem. Mai există și niște proprietăți aici. Există o denumire asta. Ia uite, se modifică asta. Deci astea două sunt legate. Ce se întâmplă dacă dau pe flagul ăsta? Ăsta e aici. Ce se întâmplă dacă șterg întreaga valoare? Nu știu dacă merge să șterg. Cine face... Bun, să presupune că face binding-ul ăsta între starea aia care o ai acolo și interfața? Adică am înțeles că ai observables pe acolo, dar ăla e pe baobab acolo? Da, baobab și este... Și generează evenimente când se schimbă? Exact. Și declanșează asta să se apereze. Da. It's that simple. Adică, din punctul meu de vedere, schimbă întreaga metodologie de abordare a unui proiect nou. Schimbă întreg handover-ul de proiect. Când vin pe un proiect nou, îmi ia 5 minute să-mi dau seama. Bine, poate mai mult pentru că trebuie să le explorez. Dar mai că devine amuzant, devine fun. Știi? E o chestie pe care... Mamă, uite, face și treaba asta, face și asta, în loc să citesc documentație și să-mi dau seama din documentație. Mai mult, pe bază experimentală, să-mi dau seama cum funcționează un proiect și încep să mă joc, încep să mă distrez. Încep să fie doar. Pe care o ai globală, ea poate fi în anumite feluri, poate fi și niște feluri aberante. Adică anumite valori să aibă niște anumite proprietăți, să aibă niște valori care să nu aibă sens împreună. Exact, dar efectele lor s-ar putea să nu fie... Nu mă refer la tipuri de dată sau ceva de genul ăsta. Okay. Mă refer la, nu știu, numele userului să fie Mihai și ora să fie, nu știu, și chestiile astea să nu meargă împreună, fiindcă așa e gândit aplicația. Efectele unei stări de genul nu sunt neapărat imediat vizibile. Mm-hmm. Nu știu, te protejează mai mult de chestia asta, abordarea asta? Absolut, pentru că căile de intrare a datelor care ar putea să fie nevalide sunt doar stările esențiale de actori. Așa am denumit că e de altfel 3 ori. Deci asta este pe care experimentez la viață. Sunt foarte evidente. Știi? Sunt definite, uite, sunt aici. Ce faci în tu? Le vezi aici. Știi? Sunt... Nu mai, ce stai, mai sus un pic. E asta, on key out pe input. Dacă introduci o valoare nevalidă, aici tratezi. Fac un filter, știi? De exemplu, fac aici, îmi dau seama că există o stare nevalidă și fac un filter de equals foo. Bun. Acum, eu dacă scriu aici, în momentul ăsta nu se mai produce nimic. Dar dacă scriu foo, bine, că ăsta e un caracter. Deci nu am spus bine. Și vine un eveniment. Stai, nu aici. Facem așa. Fac filtrul aici. Și zic prop EQ the value. Și după aia vreau să închei ca să putem să plecăm și noi. Ok. Deci prop EQ the value. Și acum dacă scriu, nu se întâmplă nimic, dar dacă fac foo, bam. Deci tocmai ce am adăugat un filtru la calea de acces în sistem. Gândeați-vă, și toate celelalte stream-uri nu se mai apelează, nu se întâmplă nimic, pentru că ăsta nu mai termină. Is that awesome? Ce vrei de stream-ul în bote? Kefir. Cum? Kefir. K-E-F-I-R. E o variantă foarte simplă de Rx. Dacă zici ceva Rx. Kefir, jazz. O să le știu la sfârșit asta. Ok, open source all the way. Tot ce v-am arătat sunt doar tehnologii open source. Nu e nimic capsulat. Chiar, în contră, toate astea sunt la vedere. Ca idee, librăria de patching și chestia asta de via, trebuie să le scriu că nu existau. Refolosibil. Tot ceea ce scrie devine reposibil. E un controller, îl pui, te interesează transformarea, dacă este o transformare bună, o iei, o pune alt proiect, funcționează, works, ca ce am. Bullet testing isolation,
fiecare componentă, fiecare stream, oricât de lung ar fi, poate fi verificată în transformele, dar nu mai știu că le define ca, le pune într-un array sau ceva de genul ăsta. Ce? Transformele pe care le ai. Patch-urile sau ce? Da, avea multe chestii care se aplicau. Patch-urile, da. Bun, poți defini chestii high level care se implementeze mai multe de stea în ordine, ceva de genul. Da, care să creeze patch-uri. Aveam acolo mai probleme, input-ul când apeși cu Enter creează două patch-uri. De exemplu, un patch care resetează starea input-ului și un patch care creează... Adică să grupezi mai multe funcții din astea într-una singură formă care să fie doar nume pentru alea trei puse una după alta, ceva de genul ăsta. Da. Și după să folosești ca high level. Da, faci margi. Okay. Faci margi între stream-uri, în principiu. Sau între funcții. Sau te compui, faci compose. Nu le compui, dar mă referam după aia să le compui să salvezi compunerea respectivă cu nume și după aceea să folosești nume de la peste tot unde vrei compunerea de la 3. Așa, care componentele la 3 exportă un stream de patch. Da. Ok. Ok. There's no problem în asta, știi? Nu, că n-am văzut o chestie din asta, sau nu poate m-am făcut, n-am văzut o chestie. Mai e că vorbim după aceea să pot să termin. A pură de testing resolution, asta înseamnă testare net superioară de orice tip de aplicație care modifică date în obiect. Client stacks no longer needed. Ce fac acum? În momentul în care pe client se întâmplă o eroare, comprim starea anterioară și starea curentă de după eroare, iau patch-urile și le trimit către developer, să zicem. Eu, ca să fac debug pe ce s-a întâmplat la client, dau load la starea aia și îmi apare instantaneu exact cum avea el. Cu niște filtruri necompletate, cu două completate, cu o modală pe deasupra, cu un box shadow. Identică îmi apare acolo și modificarea care a declanșat eroare. Deci debugging-ul de client devine incredibil de simplu. Suportul pe care poți să-l oferi clienților voștri cu soluția asta e de 700 de ori mai simplu decât ce exact cum. When developing the effects, you don't need data transformation, just modify the state tree as you please. Atunci când faci UI, când faci asta, nu ai nevoie de transformări, mai întâi creezi un arbore de stare de cum crezi că ar trebui să arată aplicația, începi să-ți construiești UI-ul, modifici arborul de stare, vezi update-urile, vezi checkbox-urile, vezi toate astea și pe ok, asta fac și transformări. Știi? Că funcționalitatea poți să fac la sfârșit. Eu dau un indian să o facă pentru că deja știi cum trebuie să se întâmple. Mă rog, prin asta, să zici. Democratizarea arhitecturii de software e un principiu. Poți să implementezi oriunde asta pe orice fel de sistem. În principiu, nu ce să fie de UI. Doar coincidență face ca un fel de UI. Focus on business domain rather than on application bugs. Te interesează doar cum să definești starea esențială, starea așa, starea aia. Și aia devine preocuparea ta inițială. Ce ar trebui să vadă managementul, dacă e cineva de sala e manager, ceea ce dau tip, dar ca idee, dacă vreți să promovați asta, crește productivitatea, crește calitatea, SLA-ul, poți să garantezi un SLA mai rigid, stabilitatea, că nu mai scrii tu cod, e codul scris în vreo standard, deci ai 90% șanse să ai mai puține bug-uri. Appealing to investors, pe termen lung, codul nu mai se degradează, cum am spus mai devreme, nu mai ai nevoie de documentație atât de verbos și atât de în 70.000 de pagini cu prins atâta, ca să înțelegi o aplicație. Trebuie doar să te joci puțin cu ea. În 3 ore ai înțeles tot ce înseamnă aplicația respectivă. Hassle-free program project handover internally or by third party, la fel. Ești mult mai sigur atunci când am fost third party, că poți să evaluezi în timp real munca omului. Learn once, use everywhere, interoperability between developers and technologies, la fel, că faci aplicații de iOS, că faci chestii de centrală, că faci procese, ai putea să folosești paradigma din asta pe tine. Și decreases lifecycle cost of software products, tocmai pentru că tehnologiile care stau la bază sunt externalizate, codul este mult mai simplu, mult mai stabil, mult mai free. E totul perfect. De punctul meu de vedere.
Acum, voi sunteți cei care puteți să-mi spuneți, bă, nu e perfect, ești nebun, asta se întâmplă. Dar asta aștept pe mail, dacă vreți să-mi trimiteți că pe am ajuns la concluzia că tot e oribil. Bă, asta e concluzia pe care... the JSON architecture is a postulate for making the life of developers happier, less stressful, and more fun, so that they can start contributing and giving back to what really matters. The goal of programming is to act as a bridge to reconnect us, reinvent society, and making a true democracy. Aici am vrut să încep cumva mai filozofic, pentru că noi suntem privilegiații omenii din acest moment, noi putem să facem chestii, lucruri, platforme care poate influența în bine toată omenirea asta și momentan noi ce facem este să facem debug la ora 3 dimineața pe iOS. Deci trebuie să eliminăm chestiile astea ca să avem timp să facem ce contează cu adevărat și misiunea programatorului este să creeze o democrație reală, nu una inventată politic. De unde sunt citatele astea sau tu le? Ma, asta am scris-o eu și asta am găsit-o pe un site obscur. Am vrut să-l citesc, dar n-am găsit. De ce? De ce? Probabil se găsește, dar era... Am căutat ce scrie acolo, dar n-am găsit. O spune acolo, virtual graffiti on the internet. Da. Era pe strat, l-am găsit. Nu o să... Ok. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați rămas până acum. Sper că v-a făcut plăcere. Și sper că a fost interesant. Ok. Ar trebui să fac și la fel că ați rezistat până acum. Vă mulțumesc foarte, foarte mult.